Da, mă iertați copii, mă iertați, eu sunt în fugă ajuns, dar am avut o șansă pentru că a fost Mihaela aici. Voi ați intrat și ați început să faceți treabă, da? Mihaela, da. Să știi că te mă câștig un domn. Da, domn profesor. Împărțim toate. Acum mă duc la problemă. Nu înțeles. Deci luăm... Nu, luăm problema de azi. De ieri. Acum, așteaptă. Așteaptă puțin. Sau îi spui ceva acasă, dacă n-ai zis. Te rog să închizi gura. Păi n-am terminat-o. Care știi? Am vorbit... Aia de ieri cu copii. Da. Și astăzi mi s-a zis de ocazie. Da. Și a zis să îi dau numărul, să vă dau numărul dumneavoastră și este deschisă. Și vrea să... Excepțional. Slavă Dumnezeu. Eu chiar da. Îmi fac cruce da. Cu toată... Da. Ai zis toate... că dați numărul domnului profesor să mă sune. Sunt interesat. Ne-a mai. Asta ar fi cel mai mare lucru, cel mai bun lucru pe care l-am... Ne-am explicat. Să cheme copii mai mulți. I-am spus că așa și i-am spus că vreți să faceți o școală particulară și că vreți să... și că e grafic, că toate au mers și au zis că dați numărul meu domnului profesor să mă spun. Excelent. Totuși a fost ușor așa după gândire. Da, pentru că ați văzut, pentru că ați fost susținuți, ajutați, împinge la spate pas cu pas. Dar știți ce e? Nu vă acuzăm de nimic. Și de ce? Pentru că voi încă n-ați învățat chestiile astea. Dar noi vă învățăm în avans cum ar veni. Și o să vedeți că la următorul exercițiu de genul pe care, celor pe care le-am lucrat, o să știți extraordinar de bine ce o să mergeți. Spuneți voi dacă nu mă supuneți cu succes. Da. Da, Mihaela mă supuneți. Da, participați la dumneavoastră, domnule. Acum chiar mă bucur foarte tare. Deci, copii, ne întoarcem la problema de ieri. Care e problemă? A rămas în suspans, nu? Corect. În sensul că n-am reușit noi să pătrundem foarte bine. Ne amintim problema? Da. Deci învățătoarea are... 6 poezii. Nu, 7. Are 7 poezii care trebuie să le împartă la 10 copii. Ea mai face încă 6 copii. Din fiecare. Deci 6 copii din fiecare, da? Da. Și problema spune așa. Are grijă când le distribui ca să nu se întâmple ca unui copil să îi se dea de două ori acești poezii. Da. Ar fi o prostie, nu? Corect. Adică, de ce să îi dea de două ori acești poezii? Deci ea face, așa este o restricție foarte corect. Importantă. Știi ce? Chiar te rog frumos, observația mamei este cât se poate de bună, pentru că imaginează că nu știi deloc. Iar eu am venit din alergare și mama ți-a trage atenția dintr-o chestie de respect. Corect. O să înveți asta. Corect. Atenție. Dintr-o chestie de respect, că se prin prof online în fața corect. Ta. Da? Asta ca să închid paranteza. Atunci, problema spune așa. Să se dovedească, să se arate, să se justifice faptul că există doi copii, minim doi copii, care, luați împreună, au aceleași poezii. Pot să prezint a doua zi cele șapte poezii. Nu au aceleași poezii. Toate cele 7 poezii, doi copii cuplați. Da, deci există posibilitatea, cel puțin al doi copii care se prezinte cele 7 poezii. Da, cel puțin. Asta poate să fie chiar mai mulți, nu? Perfect. Și copii, hai noi am făcut așa. Mi-am imaginat copilul 1, 2. Faceți voi pe care e clar. Ne rog, haideți să vă învăț un lucru. Ne închipuim că nu știm nimic de problemă. Exact. Te invit. Exact. Este o chestie frumoasă. Înveți ușor din toată povestea asta. Și mai ales dacă te invit să faci asta. Exact. Dar ea, o să descoperi în viață că ai foarte mult de câștigat dacă asculti ce care îți spune corect. Cu drag. Poți nu, faci așa după domnul profesor, te rog. Deci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10. Eu sunt sigură că v-ați mai gândit la ceva. Da, dumneavoastră, domnul profesor, sunt sigură. Ei, asta înseamnă că chiar mă citești foarte bine. Îmi citești gândurile. Nu întâmplător, eu acum vă prezint asta. Nu, vă voi arăta aranja problema și mai frumos. Corect. Asta e motivul. Deci, care acum, ne introducem în problemă. Vrem să o înțelegem și mai bine, ca să vedeți formularea pe care vă fac. Corect.
Ei bine, ca învățătoarea să fie sigură, face următorul lucru. Mă, zice, eu le pot să-l dau la Andala, dar există riscul ca să se întâmple unui copil să-i se dea aceeași poezie de două ori. Da. Ea are 42 de foi. 42 foi. Poți adică fiecare cu o poezie. Așa. Foi, poezie. În care e vorba de 7 ori 6, care face 42 de foi, pe care trebuie să le distribui. Corect. Și își propune așa, ca să nu mă împiedic, să nu am dificultăți, voi pune pe 1, pe 2, pe 3, nu pe 1, pe 2, pe 1, pe 1 de 6 ori, pe 1, pe 1, pe 1, pe 1, pe 1. Deci, poezia pe 1, poezie, da, în cele 6 exemplare, o distribui primul 6. Corect. Apoi, pe 2 la fel faci, pe 2, pe 2, pe 2, pe 2, pe 2, pe 2, apoi pe 3, pe 3, pe 3, pe 3, pe 3, pe 3, și fiindcă nu are mai mult de 6, pentru ceilalți 4 va distribui poeziile din lotul celălalt, adică va pune pe 4 aici, pe 4, pe 4, pe 4. Îi rămân? Ușor. Îi rămân 2 de pe 4. 2, 2 rămân. Rămân, hai să spun așa, rămân. Cine rămân aici? 2 de pe 4. Rămân pe 4 ori 2. Pe ori 2. 2 de pe 4, da? Da. Perfect. Merge mai departe și lucrează cu lotul pe 5. Corect. Văd de o play-down pe acelea. Da. Pe 5. Poezia. Dar 5. De ce n-am continuat cu pe 1 încă? De ce n-am mai continuat cu pe 1? Pentru că așa se repeta. Cu pe 1 nu, nu mai continuă. Pentru că nu mai sunt. Cu pe 1. Nu mai sunt. Mai sunt. 6, excelent. Nici 1, nici 2, nici 3. Nici 3. Perfect. Da, da, da. Deci din lotul pe 1, pe 2 și 3 ai epuizat. Corect. Este obligată să o lua. Da, că nu mai există. Da. Exact. Pe 4 merge. Pe 4 și zici, mi-au rămas ele astea două, văd eu ce fac. Văd eu ce fac eu. Pe 5, pe 6, pe 7, pe 8, nu pe 5. Nu, pe 6, domn profesor. Ajută-mă că este. Vă ajut, vă ajut. Pe 5, pe 5, pe 5, acum toate. Pe 5, da, pe 5, pe 5. Pe 5, da? Da, mai rămân 2 de pe 5, iar. Mai rămân 2, da? Rămân 2 de pe 5. Adică pe 5, ori 2. Ori 2. Corect. Și mai rămân încă 2 de pe 6. Le dăm de pe 6. Și mai rămân încă 2 de pe 7. Corect? Pe 6. Pe 6. Pe 6. Pe 6, domnule. Rămân 2 de pe 6. Ce faceți? Perfect. 2 de pe 6. Pe 6. Te rog să scrii, da. Alternați și eu. Și mai avem de dat pe 7. Asta-i. Pe 7. De ce vrei să-l dăm pe 7? Haideți să-l dăm la primii. Ia să dăm noi 3 la primii. Să dăm la primii câteva. Adică 4 care... Cum vreți voi, dar eu spun să completăm pe toate 6 aici. Exact, de la 1 la 6 le dăm pe toate 6. Ca să epuizeze problema, că, da? Hai să le dăm pe toate, la primul șir. Primul puteți copil. Și face și așa, dar eu zic să le dăm pe toate. Hai să dăm pe toate. Dar tu de ce ai spus că 3 și 3? Deci 3 și 3. Ai un motiv? Dacă îți spui de ce... Doamne, de ce mă bucur. Bine. Analizați, vă rog să analizați de ce... Ce-o zis, Flavia, 3 și 3? 3 și 3. Adică 3 înainte din linii și 3 după linii? Poți să-i spun? Bun, deci... așa, 7 împărțit la 3 îmi dă cu rest, da? Bun, 3 rest 1. Așa. Facem 3. Deci, practic, Flavia, ca să ajut, 4 și 3 ar fi mai bine. 4 și 3. 4 și 3 mai deșteaptă, ca să nu rămână un acord. Adică 4 îți dați ăștia 7, 8, 9 și 10 și 3 la ăla? Sau cum vrei, domn profesor? Nu! Da, cum? Flavia, rog, ajută-mă. Dar sunt numai 6 poezii, nu 7. Așa este. 6. 6 de pe 7. Așa. De aia zicea 3 și 3. A, 3 la 1, 3 la 1. 3 la 1 echipaj, 3 la 1 echipaj. Da. Bun. Dar dacă le dăm pe toate de la 1 la 6? Nu, nu. De ce? Hai să le dăm. Nu vrea. Nu vrea profesoara, na. Nu vrea ea. Nu vrea. Dar dacă vrea. Este poziția ta. Eu merg pe mâna, ieși pe urmă. Da, analizăm toate situațiile. Deci o să pun aici pe cât? Pe 7. Pe 7. Pe 7. Pe 7, 3 ai spus, da? 3 și 3 în partea cealaltă, așa e zis, da? Da. Pe 7. Hai să vedem ce se întâmplă. Da, da, mai avem 6. Poți să spun și de ce? Da. De ce? Păi, m-am gândit acolo la 6, 5 și 4. Dacă ne mai rămân 2, 2 de pe 4, să le mutăm acolo și 2 de pe 6, mutăm, nu. 2 de pe 4,
acolo, la 4, 5 și 6, la care e la 1, la 4. Pe 4, da? Da. Două de pe 4, ești, da? Pe 4, pe 4. Gata, nu le mai aveți pe ele. Nu le mai. Domn profesor. Mai aveți două de pe 5, două de pe 6. După cum vedem, ne-au mai rămas doi copii care n-au, da? Trebuie să-i dăm. Și asta avem un ești trist. Ăla-i trist, ăla-i trist. 6 și 10 e trist. A, ce mă împrind, ce puteți face? Ce puteți face? Dividem toate șoaptele la cealaltă parte. Unde? Hai să doi. Să ne ducem pe ideea ei. Da, întâi, adică, și de aceea. Știi de ce? În clipa în care se oprește problema și nu merge, atunci vii tu cu. Trecem pe ideea cealaltă, da? Deci totdeauna facem așa. Că eu nu vă repet pe voi. Dovadă. Acum merge pe discuția purtată de ea. Deci, pe scurt. Mai avem pe... Două ori pe cinci. Și două pe șase. Una trebuie să o completezi aici. Da. Pe care? Dacă punem acolo pe 6, copilul nostru e trist. Trist? N-are cum să punem pe 5, iar e trist. N-avem cum să punem. Dacă punem pe 4, e tot trist. Deci, atunci pe 7 să-l punem acolo. Asta e altă poveste. Deci obligatoriu. Datorită de faptul că a rămas din seria asta, eu trebuie să pun 4 de pe 7. Așa. Și acolo ștergeți atunci după ce șterg? Șterg. Un pe șapte. Șterg repede casă. Și puneți pe 6 acolo și pe 6 pe la ultimul. Pe 6 aici și pe 6 aici. Dar mai ai văzut? Ai văzut? Ai văzut că a venit și ideea ta foarte repede? Deci faptul că am condus-o pe ea până când s-o blocate gheșițiu și că aici nu mai puteam pune pe 5 și pe 6. Pe 6 la 7, dar ne-a rămas 2 pe 5, domnul. Sigur că da, sigur că da. Copii, atenți. Atenție acum. Este momentul cel mai frumos acum. Eu vă cred. Îi grupăm. Atenți. Atenție. În momentul de față, aici e pe 7, trebuie să fie. Nu, domnul, domnul, așa e dat acolo pe 6. Da. Bun, perfect. În clipa de față, trebuie să vă spun așa. Dacă facem echipajele între astea două aici, deci între ăștia, da. Toți, o să fie triști. O să fie triști? Stai puțin, nu ies. Deci, dacă facem echipajele să facem aici, pe unul pe doi. Lasă-mă la jos, Flavia. Hai să analizăm cu toți. Analizăm, da? Unul cu doi se întâmplă. Au poezia 1, au poezia 2. Au două în comun. Au trei, de fapt. Au trei în comun. Au patru în comun. Patru, atât. Și nici măcar nu le-au pe toate 7. Deci n-au cum să fie cele 7. Ești triști. Dacă îi pun pe cele încă, cât mai am eu, două de pe 5, da? Da, pe 5. Și pe 5. Tot triști. Tot triști, că nu ai poezia problema. Au tot 1, 2, 3. Dacă punem pe, da, pe 6, am consumat. Domn profesor, facem 1 cu 3. Ia 1 cu 3, să zicem. Nu, 1 cu 7. Hai, stai, spune-mi puțin, Flavia, 1 cu 3 întâi, să nu repezim. 1 cu 3. Și dacă ar fi 1 cu 7, au pe 1, au pe 2, au pe 3, au pe 5, au pe 6, au pe 7, dar nu au pe 4. Asta vreau să spun. Orice combinație o fac între ăștia de 6, deci, atenție, orice combinație o fac între ăștia de până la 6, nu au nicio șansă ăștia. Știți de ce? Da. De ce nu au nicio șansă? Pentru că sunt la fel. Pentru că au două împreună. Toți cei care au două împreună. Cel puțin două, cred că, nu? Da, cel puțin două împreună. Sunt triști pentru că rămân, de la două încolo, cât mai rămân? Două și două, diferite, să le închipuim. Patru și cu două, șase. Și nu le pot avea. Și nu pot avea și aia șapte. Șapte. Deci toate echipajele care vor avea... Dar și acolo, la... Da? Care vor avea două sau mai multe, n-au nicio șansă. Ați înțeles? Aici e toată povestea. Deci toate echipajele. De aici, noi putem face orice grupare și au minim două, chiar trei. Majoritatea, da? Da, dacă l-a spus așa, cu siguranță. Sigur că da, sigur că da. Oricum, dacă punem 1 cu 7, e tot trist. 1 deci, cu 7? Da, e tot trist. Ia să vedem. În care l-are pe 5 și pe 7 de două ori. Deci e trist. Pe 5 și pe 7? L-au de două ori. Așa. Ia să vedem. Vorbim de pe 1 și cu pe 7, da? Da. Pe 1 și cu pe 7 se întâmplă ce lucru? Au pe 1 împreună? Nu, bara, da. Nu l-au împreună, dar există împreună. Pe 1 este, pe 2 este, pe 3 este, pe 4 este, pe 5 este, pe 6 este și pe 7 iar este. În concluzie, datorită faptului că sunt în total, câte sunt aici? Sunt
5, și aici 4, 9. La cei care au 9, pot să existe două grupe. Numai dacă au 9. Da, dați Flavia, zi. Păi 1 s-ar putea cu oricare de acolo, de la 7, 8, 9 și 10. Băi, excepțional! Deci unul cuplat cu oricare de aici... Au 9 și dacă toți, chiar dacă au 2 de 7 și 2 de 5... Vor avea cele 7 problemă. Cu ei. Da. Prima observație, foarte tare. Și 2 la fel, domn profesor, că se seamănă, se identifică. Și 2, iarăși fac 4. Corect. Dar la 3, 4, 5 și 6 nu e la fel. 3, 4, am putea 5 să și 6. Punem... Ia să vedem, combinația acestea cu toate slante. Se poate? Ia, hai că să vedem. Flavia, hai 3 cu 7 să vedem. Nu, 3 cu 7 mai, de mai ce? Vreau să mai spună... Da, dar mai un pic. Hai să vedem 3 cu 7, ne-a întrebat domnul profesor. 3 cu 7 nu se... Merge! De ce? Pentru că au numai unul comun. Numai unul au comun, pe 6. Au 5 pe 6. Atât. Și la una merge. Și la una comun merge. Pe 4 cu pe 9 și pe 5 cu pe 10, adică 5 cu 10, 4 cu 9, 3 cu 8. Deci, haideți să reluăm problema. E momentul tare al ieșirii. Cât am pus mâna pe problema, asta vreau să vă spun. Da, facem, gata. Da. Am rezolvat. Ia să vedem, te rog frumos să-mi spui ce. Vrei zic să ceva? Lăsați mâna jos puțin ca să... Nu! Nu, ia asta să vezi! Asta poate, nu se poate! Păi nu, eu zic 2 cu 7, 3 cu 8. Hai să vedem dacă se poate, adică atunci îmi convine foarte tare. Exact! Am să am și posibilitatea să spun că în situația asta știu numărul de perechi. Fac un pas în problemă. Atenție! Deci voi ați spus, pe 1 cu toate astea mergem, da. Că avem 5 aici, și 4 dincolo. Și 4 dincolo. Și cu toate facem. Pe 1 cu toate. Pe 1 cu toate, pentru că sunt 9 foi împreună, din care doar 2 sunt echipaje comune. Și celelalte 7. Așa. Și întrebarea, ar putea să fie în condițiile astea doar un singur echipaj comun? O singură? Da. Dacă sunt 9? Dacă sunt 9? Nu. Dacă ar fi una singură, ar însemna celelalte, atenție, celelalte 4 și cu 3, 7, și cu aceea 8. Ar fi o poezie comună și nu a avut decât 7 poezii. Deci, atenție! Mare atenție! Profesor, deci de la 3 până la 6 se pot cupla cu de la 7 până la 10. Hai să vedem! Deci, 1, 1, primul deci, elev... Tu vrei să mă duci repede, să mai continuăm. Da. Dar eu te opresc aici ca să-ți aleagă toată lumea. Spune așa. Elevul 1. Elevul 1 cu toți 4 de aici. Fac echipaje. Fac echipaje, deci avem 4 situații. 4 deja. Da. 2 cu toți? Cu toți fac echipaj, că-s identic. Da. 3-ul tot fac, domn profesor. Cu toți de aici, da. Pentru că au o singură echipă împreună. O singură poezie comună, pe 6. Ăsta, pe 4. 4 la fel, domnul profesor. Pe 4, iarăși că au să cine. Pe 4. Deci, de la pe 3 până la pe 10, se combină toate, pentru că fiecare se combină cu pe... Adică să spune că pe 5 se combină cu pe 7. Adică elevul 5 zici tu, elevul 5. 3, nu? Da, elevul 3 se combină cu toate. Elevul 4 cu toți. Nu, numai cu 7, 8, 9 și 10. Toți, prima parte se combină cu a doua parte. Da, asta vrea să vă arate domnul profesor. Asta insist. Bă. Să înțelegeți că, de fapt, este o chestie pe care... care este atât de spectaculoasă, nu ne permite spectaculoasă, nu ne permite în momentul ăsta să spune și numărul. Și numărul de copii. Aha. În plus. Acum deci, stabilim. Acum stabilim numărul de copii, numărul de echipe de copii. Din cele câte echipe o să le vedem noi, câte sunt în totală. 45 le-am făcut ieri. 45 le-am făcut ieri. Le-am făcut ieri, domn profesor. Din 45 vom spune câte sunt acum echipe. Acum stabilim. De aia problema e mai tare. Aha, deci primul elev. Primul cu toți 4. Cu toți 4, deci 4. 4. Adică 4, al doilea cu... Al doilea cu toți 4. Al doilea cu... Deci 4 plus 4 plus... Al treilea cu... Cu toți 4. Cu toți 4. Adică 4 plus... 6 ori 4, 24, domn profesor. 24 de copii, în distribuția asta, au șanse, da? Au șanse să fie prezenți și să spună a doua zi toate cele 7 poezii. Din 40... Da? Din 40 și câte am zis noi, din 45 de echipe. Da. 45 de echipe. Da. Avem posibilitatea de a spune că 24 sunt cele care, echipele care fac treaba asta.
Adică echipa care e fericită. Da, echipe fericite. A doua zi echipe fericite. Și o să fie și echipe triste, da? Aceia care spun, nu, noi ne acoperim toate poeziile. Corect. Dă-le, dar n-are cum. Uite, 4 cu 5 nu le acoperă. Adică de la 1 până la 4. Da. Dar dacă mă mut pe 5, aiurea. Îl pune la 3 și la 4. O spun așa, la 2, pe 5 aici și la, și la 5. Zic așa, ca întâmplare. Aha. Mai fac echipă? Asta ne întrebați, nu? Exact. Mai se menține... Să vedem, domn profesor. Să luăm 1 cu 7, da? Că noi așa ne-am propus. Da, da. 1 cu 7 mai face? Domn profesor, 1 cu 7, păi da. Păi trebuie 6 și 5, 1, normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 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 asta vreau să spun, că indiferentul îl pune, nu influențează. M-am prins, Mario. Pentru că tot da, așa trebuie. Vedem, mă, asta... Mama, dar și Mario s-a prins. Deci, atenție. Atenție. Daria. Înțeleg că se te disciplinezi. Da. Da? Vreau neapărat să prind miezul problema. Atenție. În clipa asta, tot patru am ca variante, da? Corect. Dar aici, doiul cu ceilalți. Fac. Fac. Domnul, are două echipaje în comun, dar tot are cele păi șapte. Asta e bine, că are două echipaje în comun, dacă una nu se poate să aibă. Corect. Că-s cinci, două, patru, iar dacă are trei, ia să strică joc. Ia să strică joc. Bă, Davide, tot 24, indiferent unde îl punem pe 5 ăla, da. În primile șase, în primul șase, tot 24 de echipaje. La grupa. Aș putea să-l pun pe aici? Pe, nu puteți, că se dublează, domnul profesor. Deci locul lor, deci, locul. Pe 5 și pe 5 ăla putem să-l mutăm indiferent. Unde? Dar la cei 6 copii, de, primii 6? De la primii 6. Asta e esențial. Asta e esențial. Da. Deci este esențial lucrul. Dar de ce nu poate să-l pună la 7? Pentru că nu poate. De ce? Pentru că atunci când o să cine, cine s-ar dubla? Păi, dacă pune pe 5, dacă pune la 7, să aibă două egale. Și doamna profesoară și-a propus să n-aibă niciun egal. Ați înțeles. Da, reluăm. Ai înțeles? Da. Da, a fost ușor. Eu asta, da, asta da. M-am jurat. Nici clasa zero, domnul profesor. Bun. Vreau, iartă-mă. Casandra. Ce ușor a fost. Atenție, multă s-a obosit, dar voi foarte mă ajutați. Șmeche. Voi mă ajutați acum să, și înțelegeți foarte bine că eu am mutat problema într-un plan mai superior, mai interesant. A, deci metoda problema era mai... Iar mai jos, că spunea să arătăm că există cel puțin un echipaj. Eu spun acum, să se numere echipajele, să se afle numărul lor. Da? Numărul lor este mai dură problema. Că trebuie să-l numărăm. Și număratul lor înseamnă cu prima toate 4, cu al doilea toate 4, 6 ori 4, 24. Da? 24. Indiferent cum. Indiferent unde plasăm pe ăsta. Ca poziție... 42 minus 24 și vom afla câte echipaje se pot face. Păi nu, câte echipaje tocmai ce am aflat, 24. Nu, câte echipaje sunt? Chiar am aflat. Total. Am aflat de 45. 45 sunt în total. Dumneavoastră scris 42. Nu, 42 de poezii. 42 de poezii. Adică facem 45 până 24 și ne va da... Care n-au șanse ca a doua zi să fie prezent și spus, domnule, eu, noi nu ne putem stăm, o să stea triști în bancă acolo. Când au cine așa și noi nu putem să fim la nivelul lor. Ei, iată, pot prezenta poeziile. Toate șapte. Da, toate șapte. E, dar nu poți să se cupleze, adică unul cu doi poți să se cupleze. Păi asta am spus. Păi asta, de asta zice domn profesor. Sunt aia triști. Nu triști. Da? Din 45 am scăzut pe cei 24. 24 care sunt fericiți și au rămas. 21 nu se pot cupla. Cât de oameni tot încheiată era, dar e ușoară. Până la urmă? Totdeauna asta, dar e remarcat un lucru spectaculos. Că la început problema este foarte grea. Dar după aia, când începi să o gândești... Și pe toți ușor. Dar voi la examen aveți o oră și aici de 3 zile ne batem cât. Deci povestea este asta. Asta e dezavantajul vostru. Această problemă, am spus-o și eu, o spun cu toată fermitatea și cu toată convingerea și astăzi, că problema asta a fost bine aleasă pentru cine trebuia. Dar dacă voi dați chestia asta și dați 24 de echipaje fericite, ați rupt gura târgului. Dar ce dau? Dar vi-l dă. Da, știu că ne dă, dar nu știu.
Pentru clasa noastră ar fi cam grea, adică dacă noi le-am arătat asta... Dar vă zicem că a început clasa a patra. Dar nu contează de șaptea. Nu contează, exact. Problema este foarte suspusă, special, pentru ca să facă trierea... Noi suntem de la începutul clasei a patra, dar nu o să fim hățați asta să fie... Nu, nu, ea nu se ridică nici după ce termină clasa a patra, a cincea, a șasea. Nu, nu îi găsim. Și a șaptea, nu îi găsim răspunsul la întâmplare foarte repede. Corect. Da. Este o problemă de numărare. De logică. De logică. De logică. Iată logica. Când am rupt în două până la șase și la patru. Asta e prima etapă. Și când am descoperit că echipajele acelea care au un singur... Nu se poate să existe echipaje fără să fie o poezie comună. Nu se poate să fie fără o poezie comună pentru că ar însemna... Cât? 4 și cu 4 fac 8 poezii. Da. Și numai 7 poezii. Deci măcar o echipă există acolo. Iar ca să fie bine, acolo unde pun pe a 5-a poezie, ea... cuplată cu oricare dintre ei, va prezenta toate cele 7 poezii. Dar profesor, nu mai poți 4 de cuplaje, indiferent cum le pune domnul. Știți de ce îmi dau seama de asta? Da. Eu am aranjat altele la casă. Sigur și tot 24 de echipaje am găsit. Da. Pentru că ăsta e secretul. Noi putem acum să schimbăm distribuția. Corect. Deci, nu pun pe 1, pun pe 1, pe 1 și pe 5 în partea asta. Corect. Are importanță. Povestea este... Analizând tot 24. Analizând tot 24 acestea, da? Da. Că, practic, ar fi schimbat ele. Da, 1, 2, 3, 4. Voi închipuiți teancurile de poezii, puse așa de profesoare, de învățătoare, în varianta asta, sau în oricare altă variantă, și sunt numărabile variante. Să putem să ne gândim. Domnul profesor, dar știți, noi acolo avem 45 de minute și noi ne-a luat 3 zile să o rezolvăm. Domnul profesor, puteți ne gândim că un teanchi de 6. Dacă nu eram cu dumneavoastră, domn profesor, nu eram bază. Da. Nu vă ascund că atât de mult mi-a plăcut pe el asta, încât am stat și am analizat foarte mult toate aceste 3 zile. Nu vă mint. Și acolo trebuie să aceste 3 zile. Un profesor de matematică, 3 zile, domnul. Pentru că am dorit să găsesc la nivelul vostru. Deci, dar mai era una care nu era în nivelul nostru. Puteam să numărăm, da, în clasa 10-a, acolo putem să facă o chestie de asta. Dar important este că pentru clasa voastră eu trebuia să găsesc o formă de rezolvare. Pe nivelul vostru. Pe nivelul vostru, da. Sigur că da. Și așa este forma de prezentare. Deci, iată și figurativ, distribuția făcută clară. Deci, practic, eu zic așa. 3-3. Nu? 3 în partea asta, 3 în partea asta, ca să fie în mod egal, să spunem, încât ele... Să le grupați în așa fel încât să... Daria, te adorm din suflet. Sunt foarte obosit. Nici un moment de ăsta de joacă îmi distrage atenția și, crede-mă, sunt atât de obosit, încât nu pot... Ți-am atras odată atenția, de 2 ori, de 7 ori. Dar nu pun într-o situație neplăcută. Da? Ia poziția acelei eleve respectoase. Atât. Așa, ca să continui. În momentul în care am făcut această repartiție, am avut în vedere faptul că am epuizat cele 6 exemplare, da? De la prima poezie, de la a doua, de la a treia. Și analizând. Da? Și analizând. De acum ce fac cu ceilalți? Lor le pun din seturile celelalte. Dacă am pus pe 1, pe 2 și pe 3, apoi am început pe 4, pe 5, pe 6 și mi-au rămas de la fiecare lot. Am grijă. Câte două. Am 6 pe care trebuie să le distribui nu aici, nici într-un caz. Ce se repetă, corect. Se repetă. Voi ați văzut cum? Ați văzut ce frumos le-am distribuit, da? Deci obligat sunt pe acelea 6 le bag în partea asta. Super. Acum, mai am la mine pe 7, nu? Lotul nefăcut. Deci după ce am făcut 3 și 3, aveam lotul pe 7. Din acela, puteam să le pun pe toate 7 aici. Corect? Da. Corect? Și îmi rămâneau 2 de pe 2, 2 de pe 4, pe 5, pe 6. Nu le pot plasa aici. Deci, pe cele 2 de pe 4, pe 5, pe 6, nu le pot plasa aici, că s-ar suprapune. Deci sunt obligat să aduc 4 de pe 7 aici.
Din cele câte? Din cele 6, 4 le consum aici. Da? 4 le consum aici. Și atunci îmi rămân 2, înseamnă cât? 6 și cu 2, 8. Am să am pe 8, cu care completez al 4-lea rând. Da, și îmi rămân 2 care pot jongla oriunde. Și indiferent cum jonglez, asta, tot atâta echipaje. Deci asta este povestea foarte clară. Da? Este dificilă, nu așa? Foarte, dar are logică. Da, după ce o faci, după ce o faci... Eu cred că cum va rămas ceva acum, este de clar. De ce m-am oprit la 6? Fiindcă aveau 6 poezii de același fel. Corect. Dar nu este nici foarte ușoară. Nu este. Nu zice nimeni că este. Nici foarte grea, nici foarte ușoară. Eu zic că e chiar foarte grea. Chiar foarte grea. Sunt corect. Foarte grea la prima citire, da? Și foarte grea, chiar și după ce... Ea pare mai ușurică. După ce citești din nou, citești multe ori, analizezi, încerci, muncești. Bravo, dar voi aveți acolo de supresiunea timpului, aveți numai 45 de minute. Deci, nici s-o fi știut dinainte, tot nu o făceai pe acasă. Numai dacă aveai acasă ghișițul pe ea făcut de mai multe ori. Și atunci mergeam în... Și mergeam direct pe problemă și o redacta. Deci nu puteți scrie drept 24? Ei, da! Să demonstrezi! La ceea ce ne vedem la colegă. Dar tu nu stai cu același coleg în bancă. Sau poate copil la altul. Da, atenție! Vă zic că am reușit problema să o facem, să le spunem și prietenilor noștri, dacă ei au o altă idee, să vină pe internet și să ne spună, noi am găsit o altă idee. Cu atât mai bine. Pentru clasa a patra. Noi am provocat pe cei care ne urmăresc și în clipa asta suntem chiar foarte fericiți pentru că sper să apară și soluții. Eu am mai spus-o și altă dată, nu trebuie făcute, să zicem, 10 probleme de același tip. Dacă am la o problemă, îți găsesc 10 soluții. Asta este marele. Corect. Cu alte cuvinte, vă spun copii. Vreau să spun că o problemă, când te-o prins, nu te mai poți liniști, nu-ți găsești odihnă. Dar noaptea să vă gândiți, bă, cum să le distribui, cum să le pun, m-am cum povestit, să facă. M-am povestit că eu am visat de multe ori problema. Am visat-o și am rezolvat-o prin somn. E bune? Da, ce șmecher! Da, dar asta nu se întâmplă numai când ești... Obsedat de problema aceasta. Să fii obsedat de problema aceasta. Să nu-ți găsești niște. Să stai la masă și te gândești la ea. Și deodată am făcut-o. Am făcut, gata, mi-a venit. O, nu presă. Am să vă povestesc așa, apropo de chestia asta. Ascultă, zic, te rog. Cred că am rezolvat problema aia cu 9 puncte. Da? Mă bucur, o și facem repede. Care? Aia cu 9 puncte. Am vorbit eu cu Misa, am întrebat-o. Da? Da, nu, voi nu explicați bine el. Probabil. Vreau să vă spun un lucru. Apropo de persoane, voi sunteți copii, da? Merite să o auziți și pe asta. Dar chiar nu înțelegeam. Cu 9... Un secundă. Vreau să vă spun că... Doi tineri, studenți, trebuiau să se căsătorească. Și iată un moment foarte interesant. El era un tip foarte, foarte frământat de diverse probleme. Și de matematică sau de viață? De matematică. Era, matematică, terminasele. Profesor. Știi ce s-a întâmplat? A secundă. Cred că mi-am dat seama. Și-au plecat împreună la părinții fetei. De ce? Ca să se iau în căsătorie, cum se procedează, da? Dar fata îl știa foarte bine. Dar au plecat și cu părinții băiatului. Au plecat împreună, au urcat în tren. El și-a amintit o problemă. El era cu mintea la o problemă. Pentru toți era valabil un lucru. Fata îl știa foarte bine. Părinții nu știau chiar așa. Urcate și îi spunea fata, uite, mergem la părinții mei ca să discute părinții împreună, ca uite, să ne înțelegem pentru căsătorie, pentru lumea așa. El zice, da, au mers acolo, părinții au discutat. El era în transă, pur și simplu cu o problemă, era absent. Deci în tren au mers așa și l-a întoarce, au stat acolo 2 zile, toată povestea, nu știu ce.
El era fizic prezent, dar cu minte era complet la problema aceea. Și când s-au întors, în tren se întorceau cu părinții și cu... Fata le-a spus părinților, este într-o chestiune de asta și el spune totul, da, nu pot să zici orice, zice da, da. Și acum când în tren se întorceau, zice, gata, am rezolvat-o. Și până zice, coborât în lumea celor din jur. Și zice, ce s-a întâmplat? Păi am mers, zice, așa, noi am fost, a fost cu tine, uite, tu ești fizicul, noi am fost cu tine, s-a înțeles, avem data cu tare în luta. Foarte bine! Foarte bine! Foarte bine! Am vrut să vă explic, prin această povestioară, o chestiune reală, nu iurea prezentată, că acei oameni care au această formă de a gândi, atenție, nu știu problema, care au această formă de gândi, împing omenirea înainte. Pentru dragilor, v-am mai spus așa pe scurt. Eu m-am trezit în lumea inventatorilor. Sunt inventatorul unui model de stup care schimbă complet filozofia apicultorii. Tu ai văzut stupul. Eu stup. Ei bine, acolo am ajuns, iată un profesor de matematică, de undeva din România, care inventează un model de stup și va schimba complet orientarea apicultorii. Dar e foarte fain și se diferențează nu foarte... Așa. Și în condițiile astea a apărut această treabă, nu întâmplător. Rămân un om mai diferit de ceilalți, pentru că sunt tot timpul cu mintea la câte ceva. Și până când nu-i găsesc rezolvarea, nu cedez. Nu cedez. Asta vreau să vă invit să faceți și voi. Deci în moment, eu pun foarte mult accent și vă rog să mă urmăriți, pun accent pe latura asta creativă. Deci nu pe chestia asta de șablonizarea gândirii, ci să încercăm, și îmi place acum că te văd Flavia, nu? Da, Flavia. Flavia, e așa? Că participați, începeți să vă deschideți pe partea asta. Darius, Davide. Particip la chestia asta și ușor mutăm pe toată lumea. Și eu, prin voi, transmit un mesaj tuturor, mai ales colegilor mei, profesorii, învățătorii care trebuie să înțeleagă că nu trebuie să facem din voi roboței. Că sunt revoltat pe chestia asta. Da? Sunt revoltat, nu roboței, ci să facem oameni care gândesc și au puncte de vedere și încearcă. Este spectaculos, încercăm. Mă dăiește! Trei și trei distribuim. Și când am dat seama, nu puteai deodată spui trei și trei. Dar când ți-ai dat seama că trebuie al patrulea pe șapte, am renunțat, dar vin în patru și doi, nu? Patru și doi. Asta este Flavia și Casandra și Daria și cu Davide, că aici, la întâlnirea cu mine, vreau să vă simțiți, să mă simțiți ca pe cel care mă dăresc spre voi cu toată dragostea. Da? Și vreau ca pe voi să vă formez mâine, pe voi, pe toți cei care mă privesc, nu numai pe voi patru de aici. Mesajul meu este transmis tuturor, da? Acela că avem mare responsabilitate cu voi, pentru ca mâine să nu fiți acei copii care se execute ceva orbește fără să se întrebe de ce. Pentru că sunt și părinții aici și vreau să vă spun, este marea greșeală a învățământului. Faptul că școala, prin învățătorii ei, vine și spune, face așa ca așa spun eu, nu face decât... E o mare greșeală. Vă agresează intelectul. Deci nu vă lasă să vă dezvoltați frumos și cum ar trebui. Nu vă ajută chestia asta. Pentru că noi nu înțelegem de ce facem oare așa. Asta e tot, păi, tot timpul. De ce să fac așa? De ce să fac așa? Deci, de ce să nu fac altfel? Da? Acest lucru trebuie să vă stăpânească în fiecare clipă. Și dacă m-ați înțeles, când vă apucați de o problemă, trebuie să fiți... Să fiți în stare să spun, stau acolo sugativă pe problema aceea. Și dacă îi testez de 45 de minute și stăm acolo până au gândit. Nu, ascultă-mă, Daria. Aș vrea să înțelegi că la lucrul acela de performanță se ajunge după un timp, copii, nu peste noapte. Nu ești creativ dacă n-ai un antrenament. Am să vă mai spun încă ceva și mă opresc repede. Am avut o discuție cu președintele Societății de Științe Matematice din România, președinții Societății de Științe Matematice din România, Radu Gologan. La o discuție pe care am purtat-o, el remarca un lucru.
că într-o perioadă România stătea foarte bine la capitolul acesta, la capitolul acesta înseamnă ce înseamnă propunător de probleme. Deci noi ne mândream că la internaționale la care ajungeam, problemele noastre erau selectate, erau foarte tari, foarte bune. Acum am ajuns în stadiu în care nu avem nici probleme pentru faza județeană. Ne facem eforturi foarte mari ca să fim cu... Trebuie să înțelegi un lucru. La faza județeană națională se vin cu lucruri nefăcute vreodată. Trebuie să vă spun copiii, nu căutăm modele. Voi aveți un antrenament formidabil la a căuta modele. Da, imediat acum, nu termin într-o jumătate de minute. Și atunci, acest antrenament în a încerca să fii creativ și să gândești, îți este de mare folos. Da? De mare folos. Și câtă vreme școala românească nu face educație în stilul ăsta, iată că am ajuns într-o situație foarte grea, aceea de a nu mai avea oameni de calitate și în situația în care nu mai avem creativi. Și în momentul de astăzi îți treci și pentru să spun, minim de valori creative. Așa este. Da? Așa este. Așa se întâmplă, că dacă nu există antrenament, iar acum ce face prof online, este acest efort imens, prin ceea ce se întâmplă în grupul nostru aici restrâns, transmis pe internet, este un efort imens pentru a ne întoarce la ceea ce înseamnă educația laturii creative a copilului. Adică nu poți să aștepți inventatorul de mâine. Să învățați matematica de plăcere, măi. Da, și de plăcere e. Și să vadă tot timpul și altceva. Și exact. Altceva altfel cum. Da? Da? Mulțumesc frumos! La revedere, clasa 4! Nu uita de like și share! La revedere! Da. Domn profesor, iar am...